personal pentru dumneavoastră, considerați că este cineva vinovat pentru modul în care s-a gestionat toată situația cu privire la medicul Cătălin Cârstoiu și dacă ne-ați putea spune care ar fi motivul retragerii acestuia? Domnul, haideți să plecăm. Hai să nu mai... Eu înțeleg că în acest moment opinia publică, în primul rând, se construiește pe percepții. Eu aș vrea să vă vorbesc astăzi, dacă îmi permiteți, despre un adevăr. Adevărul este în felul următor. Cătălin Cârstoiu este un medic de excepție. Un medic de excepție într-un domeniu foarte dificil. Este un chirurg de excepție. E un om care și-a clădit toată activitatea prin muncă și studii pe care le-a terminat cu nota 10 într-un domeniu în care n-ai voie nicio zi să nu îți faci un upgrade profesional, un manager de excepție. Cum s-a reușit ca un decan al Universității de Medicină, am plecat de la o idee comună în coaliție de a avea un candidat comun, cum s-a reușit ca în 2 săptămâni, și am văzut că a fost preluată această sintagmă, să devină Bin Laden fără să ucidă pe nimeni, fără să omoare pe nimeni, fără să facă rău nimănui, dimpotrivă, salvând vieți, este cu totul altceva. Nu e primul și nici ultimul caz din politică care pățește astfel. Aduceți-vă aminte de doamna Firea cu Azilele Groazei, care la un moment dat toată lumea arăta către dânsa și s-a dovedit după foarte puțin timp că n-a avut nicio legătură cu Azilele Groazei. Se întâmplă astfel de lucruri în politică și îmi pare foarte rău și îmi doresc din tot sufletul ca domnul doctor Cătălin Cârstoiu să rămână un prieten, cu toate că ne cunoaștem de foarte mult, foarte puțin timp, și îmi cer scuze eu față de dânsul pentru tot ceea ce a pătimit, pentru că atacurile n-au fost împotriva dânsului în primul și în primul rând, atacurile au fost, din punctul meu de vedere, după o analiză proprie, atacurile au fost în primul rând împotriva acestei alianțe electorale.